Ascultă Best way to start the day. Keeps me busy while I'm in the car. And I'm feeling like... Turn it up. Europa FM. Uite, am ascultat o piesă care în 2000 a fost cea mai bună melodie anului la Europa FM. Sky de la Sonic a fost piesa noastră de la 15 și 22 de minute, piesa noastră de 22 de ani. Îți dai seama, în 2000, la Europa 2000. Top Hit, cred că așa se numea și pe atunci Europa Top Hit, piesa asta a fost number one, a fost piesa anului 2000 la final de an, știi? Da. Cel top care se face. Noi care eram la alte radiouri, eu la Iași, cred că se număra cu pixul în mână câte piese are Europa FM în playlist. Că venise Europa FM cu un playlist profesionist. Și va ajunge mina sau... Păi nu, nu, că era scurt, că știi tu șmecheria. Noi erau până în 1000 de piese, zic mult 1000 de piese. Nu erau 1000, cred că erau undeva la 600-700. A fost un început spectaculos. Da, da, că tot zici că de la 0 la 2 milioane de ascultători în 2 ani, ceva de genul ăsta. Da. De la 0 la 2 milioane. A fost brusc cel mai mare radio privat din România. În condiția în care atunci exista celebrul Radio Contact, un alt super post de radio. Da, amintiri frumoase. Hai să ne întoarcem la rațiunea zilei în prezent. Zice că e vechi domnul Radu Constantinescu, are 22 de ani în încăpere. Da, îți dai seama ce sentiment să vii la un post de radio, să o iei așa de la zero și să te duci la 2 milioane, să fii numărul 1 în România? Da. A fost foarte multe lacrimi, mi-aduc aminte, a fost aniversarea de 26 mai 2002, ceva de genul ăsta, dacă nu 2003. Da. Nu mai între timp s-a mai împuținat populația României, că aia e... Sunt mulți afară, da, mulți ascultători afară, care nu intră în sondajele astea care se fac. Exact, da. Din păcate. Începe rațiunea zilei cu un subiect pe care n-am mai vorbit. Sigur, noi, n-am mai povestit. Sigur, e deja vu. Ia să vedem. De ziua noastră am ratat semnalul de început. Știu, dar... că zicem la rațiunea zilei aici despre, din nou, despre cazul Danileț. Judecătorul Cristian Danileț a fost dat afară a doua oară din magistratură de către CSM. A prima oară din cauza de postări pe TikTok, nu? Da, adică figuri de karate. Figuri de karate și tăia iarba și, mă rog, asta se pare că nu e bine ca judecător să stai iarba în figuri, adică poți să o tai, dar mai așezat, nu în figuri. Depinde ce iarbă. Da, depinde, nu, asta era gardul viu. Acum, cealaltă iarbă? Da, înțelegeam acolo, dacă îl prindea cu iarbă fumând, da. Ziceam, da, uite, dom'le, asta e o greșeală. A, că stai gardul în șmecherii, asta nu e o greșeală, după capul meu. Am stimat onor justiția română, o să facă cum credea. Acum, a zis CSM, băi, acuzația e mult mai gravă, l-am prins. Al doilea dosar, ăsta chiar merită călcat în picioare. Aparent, domnul Danileț face politică. Și ce politică? Adică s-a uitat, bă, unde face politică? E înscris în vreun partid, are opinii politice pe garduri, le spune, face editoriale? Nu. Domnul Danileț este membru a două asociații neguvernamentale, care sunt și profesionale, unele dintre ele, și în care a avut diverse opinii în activitatea lor legată de profesia lor, de legile justiției, de chestiuni de astea în care, cum să zic, e întrituit să spună un cuvânt când îi se schimbă cadrul în care funcționează. Să nu înseamnă neapărat că face politică, nu înseamnă că folosește exprimări de genul cu tare președinte e rău sau cu tare e bun și așa mai departe, dar are niște păreri ferme despre modul cum ar trebui să se desfășoare meseria sa sau dacă niște modificări legislative sunt de bun augur sau nu sunt de bun augur. Stimatul CSM lucrează aici cu o dublă măsură ieșită din comun de mare. În momentul în care, mă rog, aici votul a fost 5-4 în chestiunea asta pentru excludere, deci 4 oameni încă au avut mintea la ei în mod echilibrat, așa, pentru că ai judecători, dar poți să le facem noi o listă, dacă vor, care au apărut la televizor, la toate televizoarele, vorbind pe tema justiției și exprimându-se, cel puțin în timpul guvernărilor Dragnea, exprimându-se despre modificarea legilor în fel și chip și vorbind despre partide politice și așa mai departe. Există o listă, cum să zic, nesfârșită de personalități din justiție care au vorbit acolo. Sunt 3 doamne judecători din CSM care toată ziua asta făceau, apăreau la televizor. Eu nu pot să operez cu două sisteme aici, știi? La ele se consideră că vorbesc despre
legi, cum să frământă legile, și la Danileț nu. Dar fenomenul e mai amplu și mai complicat din punctul ăsta de vedere. E mult clar un fel de... Acolo, cum ar fi două tabere, cu două viziuni diferite asupra modului în care se face justiție. Prima dintre tabere îi place așa, să fie agățată în lumea politică foarte, foarte tare. A doua tabără e dintr-o... din judecători care sunt mai tineri și care au o viziune mai modernistă sau, dacă vrei, mai progresistă asupra modului în care trebuie aplicată legea. Și aici ai un cartonaș pentru unul care e din partea cealaltă, știi? Dar de ce numai pentru el? Că am impresia că e mereu găsit țapă ispășitor așa, în orice se întâmplă. Și sare în ochii lumii, nu? Adică domnul Dănleț are un comportament să-l catalogăm uneori mai excentric, să zicem, are declarații mai tari, îl vezi că ia parte la proteste, îl recunoști ușor ca fiind o voce a unor oameni care sunt nemulțumiți în zona aia, adică și-a asumat niște lucruri. Scrie în reviste, a fost propus de USR pentru Curtea Constituțională, ca să dau un exemplu. Deci e un personaj vizibil, neplăcut, nu are totdeauna dreptate, nici nu-i bine să ai totdeauna dreptate, și pe unii încurcă foarte tare, adică pe ăștia care au mai multe voturi în chestiunea asta. Mi-e greu să cred că o instanță din România ar putea să încuvințeze, că acum merge să se judece domnul Danileț. Problema la el este că e suspendat de 6 luni deja în, ca urmare a hotărârii CSM. El nu judecă, nu are salariu, nu are cu ce să se întrețină, trăiește dintr-o chetă făcută de colegii săi. Dar lucrurile sunt mai complicate pentru că așa, în perioada asta, în justiția din România, foarte multă liniște și așezare. Nu mai sunt dosare mari, nu mai sunt anchetele cele mai importante, nu mai ai concurență pentru pozițiile înalte din justiție. A fost cazul domnului Băsescu și a doamnei Udrea și... Domnul Băsescu era pe un dosar pornit de la alte instituții, da. Doamna Udrea și doamna și domnul Oprescu, dosare pornite când eram noi mici, făcea Europa FM. Un an. O chiar un an, dar așa, da. Deci chiar așa, dar cum voi să zic, vreo 14-15, ceva de genul ăsta, făcea Europa FM. E, asta s-a schimbat fundamental și cam mare liniște. Asta voiam să vă atrag atenția, căci dacă acum e liniște, o să fie liniște și când se vor face, cum să zic, probleme și mai mari, să nu le zic altfel. Te încerc să fiu politicos, nu respect față de breaslă. La mulți ani, Cătălin. La mulți ani și să ne vedem cu bine și mâine pe frecvențele Europa FM, să ne auzim. Europa FM, de 22 de ani pe aceeași frecvență cu tine. Hey,